Strângeți-vă lucrurile, pregătiți-vă pentru evacuare. Puneți tot ce aveți în fețele de pernă. Strigătele gardienilor răsunau de-a lungul coridorului. Stăteam în mijlocul celulei mele într-un entuziasm frenetic. Evacuare! Atunci, ceva s-a întâmplat? Vom părăsi închisoarea? Cred că a început contralovitura invaziei. Am înșfăcat fața de pernă și am scos micul gemotoc de paie pe care îl îndesa semânia. În Ce prețioasă a fost această bucățică de șifon de calitate inferioară în cele două săptămâni de când l-am primit. Un scut pentru capul meu împotriva zgârieturilor și a mirosului așternutului. Aproape că nu mai conta faptul că șafurile n-au mai venit niciodată. Cu mâinile tremurânde, mi-am aruncat cele câteva lucruri care mi-aparțineau în ea, puloverul albastru, pijamaua acoperită acum și pe față și pe spate cu figurine brodate, periuța de dinți, pieptenul, câțiva biscuiți rămași împachetați în hârtia de toaletă. Biblia era în săculețul ei în care stătea de obicei, cu excepția momentelor în care citeam. Mi-am pus paltonul și pălăria și am stat lângă ușa de fier, ținând strâns fața de pernă cu amândouă mâinile. Era dimineața de vreme, Farfuria de cositor pentru micul dejun nu fusese luată încă de pe raft. Nu ne-a luat mult timp ca să ne pregătim. A trecut o oră. M-am așezat pe prici. Două ore, trei. Era cald în celul în această zi de sfârșit de iunie. Mi-am scos pălăria și paltonul și le-am pus lângă mine pe prici. A trecut mai mult timp, ne-am aruncat ochii spre gaura furnicilor, sperând că prietenii mei mici îmi vor face o ultimă vizită, dar nu au apărut. Probabil că i-am speriat umblând de vreme cu iuțeală. Am căutat în fața de pernă, am luat un biscuite și l-am zdrobit deasupra crepăturii mici. Nici o furnică. Stăteau ascunse în siguranță. Și deodată mi-am dat seama că și acesta era un mesaj – o ultimă comunicare fără cuvinte între vecini. Pentru că și eu aveam un loc în care mă ascundeam atunci când lucrurile se înrăutățeau. Isus era locul acesta, stânca străpunsă pentru mine. Soarele de amiază își arunca razele pe perete, mișcându-se încet de-a lungul celulei. Și apoi deodată s-a auzit un sunet puternic afară pe coridor. Erau bătăi în uși. Se trăgeau zăvoarele. Afară, șnel, toată lumea afară, nu vorbiți! Mi-am luat repede pălăria și paltonul. Ușa mea se deschisese cu un scârțâit. Formați rânduri de câte cinci. Garda era deja la ușa următoare. Am ieșit pe coridor. Era plin din perete în perete. Nu visasem niciodată că atâtea femei vor ocupa acest coridor. Am schimbat priviri. Invazie! ne spuneam una alteia din priviri. Vestea s-a strecurat prin masa de femei ca o descărcare electrică. Cu siguranță a început invazia Olandei. Din ce alt motiv să golească închisoarea? Unde ne vor duce? Încotro ne vom îndrepta. Nu spre Germania. Doamne Iisuse, nu spre Germania. S-a dat comanda și am început să mergem înainte, târându-ne picioarele de-a lungul holurilor răcoroase. Fiecare își ducea fața de pernă cu lucrurile personale. Acestea formau un fel de umflătură în partea de jos a feței de pernă. În sfârșit am ajuns în curtea interioară din fața porții principale a închisorii, după care a început o altă așteptare. Dar această așteptare a fost mai plăcută din cauza soarelui târziu de după amiază care ne încălzea. Departe, în dreapta, am văzut coloanele bărbaților care ieșiseră din aripa lor. Dar, deși m-am uitat peste tot, beții nu era nicăieri. În sfârșit, poarta uriașă s-a deschis spre interior și în curte a intrat un convoi de autobuze de culoare gri. Am fost despărțită de grup și urcată în cel de-al treilea. Nu avea scaune și geamul transparent al ferestrelor fusese vopsit. Autobuzul a pornit cu o zdruncinătură, dar eram prea înghesuite ca să cădem. Apoi autobuzul a oprit undeva în afara orașului. Am fost așezate din nou în rânduri. Gardienii strigau la noi din toate părțile. Trebuia să privim doar înainte. În spatele nostru auzeam cum sosiseră și se depărtase greoi autobuzele. Era încă lumină, dar știam după durerea pe care o aveam în stomac că trecuse mult de la ora cinei. Deodată, în fața mea la dreapta, în noul grup de prizonieri care tocmai sosise, am reperat un coc de culoarea castanei. Într-un fel sau altul, trebuia să ajung la ea. Acum, în loc să-mi doresc ca ziua să se termine, m-am rugat să rămânem acolo unde suntem până se va întuneca. Ziua lungă de iunie începu încet să pălească. A fulgerat și au căzut câțiva strop de ploaie. În sfârșit, a venit încet un șir lung de vagoane întunecate pe liniile din fața noastră. S-a oprit, a mers încă puțin înainte, apoi s-a oprit din nou. După un timp au început să-l dea înapoi. Timp de o oră sau poate mai mult, trenul s-a mișcat înainte și înapoi. Când a venit ordinul să ne urcăm, era întuneric besnă. Șirurile de prizonieri mergeau neregulat înainte. În spatele nostru, gărzile strigau și înjurau. Cu siguranță erau nervoși pentru că transportau atâția prizonieri deodată. M-am furișat și m-am îndreptat spre stânga. A fost greu să mă strecor printre femei, dar nu am renunțat. Chiar la urcarea în tren am ajuns și am strâns mâna lui Betsy, sora mea. Ne-am urcat împreună în tren, am găsit un loc pe care ne-am așezat și am vărsat lacrimi de recunoștință. Cele patru luni în Scheveningen au fost primele luni de despărțire în 53 de ani. Mi se părea că puteam suporta orice, cu beții lângă mine. Trenul încărcat a stat mai multe ore pe linia secundară. Aceste ore au zburat, pentru că erau atâtea lucruri de împărtășit. Beții mi-a spus despre fiecare din colegele ei de celulă, iar eu i-am spus despre ale mele, despre furnici și despre gaura micuță în care se strecurau în caz de pericol. Ca de obicei, Beți le-a dăruit celorlalte tot ce avea. Biblia pe care Noli, sora noastră, a introdus-o pe furiș, a rupt-o carte cu carte și a împărțit-o celor din jur. Cred că era două sau trei dimineața când trenul începu să se miște. Ne-am lipit fețele de geamuri, dar nu era nicio lumină, iar norii acopereau luna. Gândul cel mai puternic în mintea fiecăruia era spre Germania? La un moment dat am văzut un turn. Beți era sigură că era turnul catedralei din Delft. După o oră sau mai mult, uruitul trenului și-a schimbat sunetul. Traversam un postament, dar era unul foarte lung. În timp ce minutele treceau și noi încă tot nu ajunsesem de partea cealaltă, am schimbat priviri cu beții. Podul Mördijic. Ne îndreptam spre sud nu spre est în Germania, ci în sud, spre Brabant. Pentru a doua oară noaptea aceea am vărsat lacrimi de bucurie. Mi-am lăsat capul pe spate, pe stinghiile de lemn ale scaunelor și am închis ochii. Mi-am amintit despre o altă călătorie spre Brabant. Mâna mamei o apuca pe cea a tatălui ori de câte ori trenul se balansa. Și atunci era tot luna iunie. Cred că am adormit cu gândul la acel iunie pentru că atunci când mi-am deschis ochii, trenul era oprit. Strigau la noi să ne mișcăm. Schneller! Abă, Schneller! Mai repede! O strălucire lugubră a luminat ferestrele. Beții și cu mine ne-am împiedicat mergând după celelalte de-a lungul intervalului și apoi pe scările de fier. Ni s-a părut că ne-am oprit în mijlocul unei păduri. Reflectoarele montate în pomi luminau un drum lat și pietros pe marginea căruia erau aliniați soldați cu armele ridicate. Sub ploaia de strigăte ale gardienilor, Betsy și cu mine am început să mergem printre țevile puștilor. Schneller, țineți rândurile apropiate, în linii de câte cinci." Beți abia respira și cu toate acestea strigau la noi ca să mergem mai repede. Ploase tare aici, deoarece pe drum erau băltoace mari de apă. În fața noastră, o femeie cu părul alb a călcat în lături pentru a ocoli una din bălți. Un soldat a lovit-o în spate cu patul puștii. Am luat și fața de perna lui Beții, cu cealaltă mână am luat-o de braț și am tras-o aproape de mine. Coșmarul mersului a durat 2 kilometri sau mai mult. În sfârșit am ajuns la un gard de sârmă ghimpată care înconjura un rând de bărăci de lemn. Nu erau paturi în cea în care intrasem, nu mai mese lungi, cu bănci, fără spătar, puse deasupra lor. Beții și cu mine ne-am prăbușit pe una din ele. Sub brațul meu am simțit bătăile neregulate ale inimii ei. Am căzut într-un somn extenuant cu capetele pe masă. Când ne-am trezit, soarele se strecura printre geamurile barăcilor. Eram însetate și înfometate. Nu mâncasem, nici nu băusem nimic de când plecasem din Șeveningân cu o zi înainte. În baraca noastră nu a apărut nicio gardă sau oficialitate toată ziua. În sfârșit, când soarele a apus, a apărut o prizonieră din grupul de deținute cu o oală mare plină cu un lichid gros și aburind pe care l-am înfulecat cu lăcomie. Astfel a început șederea noastră în acest loc, despre care am aflat că se chema Fuct, după numele satului din apropiere diferită de Scheveningen, care era o închisoare olandeză obișnuită, foct a fost construită de ocupanți și folosită în special ca lagăr de concentrare pentru prizonierii politici. Nu eram încă în lagărul propriu, ci într-un fel de lagăr de carantină. Cea mai mare problemă noastră era plictiseala. Stăteam în jurul șirului lung de mese, fără a face nimic eram păzite de aceleași femei tinere care patrulaseră pe coridoarele de la Scheveningen. Fusese obișnuite cu noi atâta timp cât eram în spatele ușilor închise. Aici păreau pierdute. Singura lor tehnică pentru a menține disciplina era să strige obscenități și să împartă pedepse tuturor la fel reducerea raților pentru toată baraca, un apel nominal în plus sub o supraveghere dură, interzicerea oricărei conversații timp de 24 de ore. Numai una dintre supraveghetoare nu ne amenința, nici nu ridica vocea. Aceasta era șefa intendentelor, înaltă și tăcută. A părut la fugt în cea de-a treia dimineață, în timpul apelului dinaintea ivirii zorilor, și Deodată ceva ca un curent a pus stăpânire pe rândurile noastre rebele și neglijente. Rândurile s-au îndreptat, mâinile s-au așezat pe lângă corp, șoaptele au încetat în timp ce ochii aceia reci și albaștri se plimbau peste noi. Între noi o generalul. În timpul unui apel nominal nesfârșit, o femeie însărcinată de la masa noastră s-a prăbușit pe podea, lovindu-se cu capul de marginea unei bănci generalul, cu aceeași expresie lipsită de viață, nu s-a oprit din citirea numelor. Am stat în acest lagăr periferic aproape două săptămâni, după care eu, beții și multe altele am fost strigate pe nume în timpul apelului de dimineață. Când s-a dat drumul celorlalte, generalul a distribuit printre noi formulare bătute la mașină și ne-a instruit să le predăm la barăcile administrației la ora nouă. Un muncitor din grupul de deținuți, prizonier în lagărul principal, închis pe termen lung, ne zâmbi încurajator în timp ce ne servea micul dejun. Sunteți libere, ne șopti el. Formularele acelea roz înseamnă eliberare. Beții și cu mine ne uitam la formularele de hârtie din mâinile noastre fără să credem. Libere? Libere să plecăm? Libere să plecăm acasă? Altele s-au adunat în jurul nostru, ne-au felicitat și ne-au îmbrățișat. Femeile din celula lui Betsy de la Sheveningen au început să plângă. Cât de nedrept era să le lăsăm pe toate în urma noastră. Cu siguranță războiul se va termina curând, le spuneam eu. Ne-am golit fețele de pernă și am înmânat cele câteva lucruri celor care trebuiau să rămână. Cu mult înainte de ora nouă, ne-am prezentat în marea anticameră din lemn a administrației. În sfârșit, am fost convocate într-un birou în care formularele au fost examinate, ștampilate și înmânate unei gărzi. L-am urmat pe omul acesta de-a lungul unui coridor spre un alt birou. Procesul a continuat patru ore timp în care am fost duse de la o cameră și o oficialitate la alta, ni s-au pus întrebări, ni s-au luat amprente, după care am fost trimise la alt post. Grupul de prizoniere a crescut până când 40 sau 50 de femei stăteam la rând lângă un gard de sârmă împletită, care avea în partea de sus sârmă ghimpată. De cealaltă parte a gardului era o pădure de mesteacă în alb și deasupra capetelor noastre cerul albastru de brabant și noi aparțineam acele lumi mari și libere. Barăcile următoare în care am intrat aveau un rând de mese de birou în spatele cărora ședeau funcționare. Una dintre ele mi-a înmânat un plic de culoare maro. L-am golit în mână și în momentul următor mă uitam cu imire la ceasul meu alpina, inelul mamei, până și bacnotele. Nu mai văzusem lucrurile acestea din noaptea în care ajunsesem la Scheveningen. Bani. Ei bine, aceștia aparțineau lumii magazinelor și tramvaielor. Cu banii aceștia am fi putut merge la o stație de tren. Două bilete până la Harlem, vă rog, mă gândeam eu. Am mers de-a lungul drumului, așezat între role răsucite de sârmă ghimpată, și am trecut de o poartă largă într-un lagăr cu barăci cu acoperișuri subțiri și joase. Acolo erau alte cozi alt timp de așteptare, altă plimbare de la un birou la altul. Dar lagărul și procedurile lui deveniseră ireale pentru mine. Apoi am stat înaintea unei teșghele înalte și un funcționar tânăr a spus Lăsați toate lucrurile personale la geamul notat cu C. Dar abia mi-au fost înapoiate, am zis eu. Ceasuri, poșete, bijuterii, lăsați tot acolo. În mod mecanic, mașinal, am înmânat ceasul, inelul și banii prin geamul mic și barat. O femeie în uniformă le mătura într-o cutie de metal. Mai departe, următoarea. Cum? Nu urma să fim eliberate. În afara acestei clădiri, un ofițer cu fața roșie ne-a așezat în două coloane și ne-a dus pe un teren mare de paradă. La un capăt, un grup de bărbați cu costume vărgate și cu capetele rase săpau un șanț. Ce însemna aceasta? Ce însemnau toate acestea, această zi lungă de cozi și așteptări? Fața lui Beții devenise pământie din cauza oboselii și mergea nesigură, împiedicându-se adesea. Trecând de un alt gard, am ajuns într-o curte împrejmuită pe trei părți de clădiri joase din beton. O femeie tânără îmbrăcată cu o pelerină militară ne aștepta. Prizonieri? Opriți! a strigat ofițerul cu fața roșie. Explică noilor venite, Fraulein, funcția buncărelor. Buncărele, a început fata cu vocea plictisitoare a unui ghid de muzeu, sunt pentru adaptarea celor care nu doresc să se supună regulilor lagărului. Camerele sunt plăcute, chiar dacă sunt puțin mici, de mărimea unui dulap de gimnastică. Pentru a accelera procesul educațional, mâinile sunt legate deasupra capului. În timpul acestui recital înspăimântător, două gărzi au ieșit din buncăre, cărând între ei o formă de om. Era viu, pentru că picioarele ei se mișcau, dar nu părea să aibă un control conștient asupra lor ochii erau afundați în orbite și îi dădea peste cap. Nu toată lumea, a observat fata cu aceeași pronunțare tărăgănată, pare să aprecieze adaptarea în buncăre. Când s-a dat din nou comanda să mergem, am apucat brațul lui Beții. Mai mult ca să mă eu de ea și nu ea de mine. Mi-am amintit încă o dată de valiza tatălui meu. O asemenea cruzime era prea greu de înțeles. Prea greu de suportat. Tată, din ceruri, te rog, poartă-tu în locul meu. L-am urmat pe ofițer de-a lungul unei alei cu barăci de o parte și de alta și ne-am oprit la una din magaziile gri. Era sfârșitul unei zile lungi de stat în picioare, de așteptare, de speranță. Ajunsesem în lagărul principal de la Fuct. Barăcile erau aproape identice cu cele pe care le părăsisem în aceeași dimineață cu excepția faptului că aceasta era mobilată cu paturi de cazarmă, mese și bănci. Încă nu ni se dăduse voie să ne așezăm. Trebuia să așteptăm până când intendenta ne controla documentele după o listă cu o încetineală exasperantă. Beți, cât va dura? Poate va dura foarte mult. Poate mulți ani. Dar ce modalitate mai bună avem să ne petrecem ani? M-am întors uimită spre ea. Despre ce vorbești? Aceste femei tinere, fata aceea de la buncăre. Cori, dacă oamenii pot fi învățați să urască, ei pot fi învățați și să iubească. Trebuie să găsim o cale, tu și eu, indiferent cât timp ne va lua. A continuat aproape uitând din cauza entuziasmului să vorbească în șoaptă, în timp ce eu mi-am dat seama că vorbea despre gardience. M-am uitat la intendenta care ședea la birou în fața noastră. Am văzut o uniformă gri și o pălărie cu cozoroc. Beți a văzut în ea o ființă rănită. Și m-am întrebat nu pentru prima oară ce fel de persoană era această soră a mea. Pe ce fel de drum mergea în timp ce eu îmi târam picioarele pe lângă ea pe pământul prea dur? Câteva zile mai târziu, Beții și cu mine am fost chemate pentru a ni se indica ce muncă avem de făcut. O privire scurtă aruncată asupra feței palide, topită de boala lui Beții, și intendent a împins-o cu dispreț înapoi în barăcile în care cei vârstnici și infirmi își petreceau ziua cosând uniforme pentru închisoare. Uniforma femeilor de aici, din fuct, era albastră cu o dungă roșie pe partea laterală a pantalonului. Practică și confortabilă. Era o schimbare binevenită după hainele noastre pe care le purtasem din ziua în care fusesem arestate. Aparent, arătam destul de puternică, bună pentru munca grea. Mi s-a spus să merg la fabrica Philips, Fabrica nu era decât o altă baracă mare aflată în interiorul unui complex din lagăr. Deși era dimineața de vreme, catranul de sub acoperișul din șindrilă începea să fiarbă sub soarele fierbinte de iulie. Am urmat escorta într-o singură cameră mare în care câteva sute de bărbați și femei stăteau la mese lungi de scândură acoperite cu mii de piese pentru radio. Doi ofițeri, un bărbat și o femeie, se plimbau printre rândurile de bănci în timp ce prizonieri erau aplecați asupra lucrului. Mi s-a dat un loc pe o bancă aproape în față și mi s-a dat să măsor baghete mici de sticlă și să le aranjez în grămez după lungime. Era o muncă monotonă și eram năucită de căldură. Tânjeam să aflu cel puțin numele sau orașele de unde veneau vecinii mei care stăteau de o parte și de alta, dar Singurul sunet din încăpere era clinchetul părților metalice și scârțitul cizmelor ofițerilor. Aceștia ajunseseră la ușa din partea opusă locului unde stăteam eu de obicei. Producția a crescut din nou săptămâna trecută, a spus ofițerul în limba germană unui bărbat zvelt cu capul ras și îmbrăcat într-o uniformă dungată. Ordinul este să creșteți producția mai mult, Continuăm să primim plângeri cu privire la firele electrice defecte. Trebuie să îmbunătățiți controlul de calitate. Dacă ar fi mai multă mâncare, domnule ofițer, a murmurat el. De când s-au făcut reduceri de rații, văd diferența. Sunt somnoroși și au probleme cu concentrarea. Vocea lui mi-a adus aminte puțin de cea lui Willem, joasă, cultivată atunci când vorbea germana doar cu un accent ușor olandez. Atunci trebuie să-i trezești, fă să se concentreze prin pedepse. Dacă soldații de pe front pot lupta doar cu o jumătate de rație, atunci leni și aceștia... Sub privirea femeii ofițer s-au oprit și și-au umezit buzele. A, vorbeam, dădeam doar un exemplu. Nu este adevărat zvonul că rațiile soldaților de pe front au fost reduse. Deci, eu te fac pe tine răspunzător. Și împreună au ieșit țanțoși din clădire. Pentru un moment, prizonierul care era șef de echipă i-a privit din ușă. A ridicat încet mâna stângă, apoi a lăsat-o în jos lovind cu palma piciorul. Încăperea liniștită a explodat. De sub mese au apărut hârtii de scris, cărți, lână pentru tricotat și biscuiți în staniol. Oamenii și-au părăsit băncile și s-au strâns în grupuri mici în toată încăperea. Șase dintre ei s-au strâns în jurul meu. Cine eram? De unde eram? Aveam vești despre război? După aproximativ o jumătate de oră de vizite pe la mese, șeful de brigadă ne-a dus aminte că avem de realizat o cotă și oamenii s-au așezat înapoi la locurile lor. Am aflat că numele șefului de brigadă era Morman, și fusese directorul Școlii Romano-Catolice de Băieți. Chiar el a venit la masa mea de lucru a treia zi. Auzise că încercasem să aflu în ce constă linia de fabricație. Eram curioasă să știu ce se întâmplă cu baghetele mele. Ești prima muncitoare, a spus el, care a arătat vreun interes față de ceea ce facem aici. Sunt foarte interesată, am spus eu. Sunt ceasornicar. S-a uitat la mine mirat. Atunci am ceva de lucru care îți va face mai multă plăcere. M-a dus în capătul opus al magaziei uriașe, acolo unde se făcea ansamblarea finală a comutatoarelor electrice. Era o muncă precisă, deși nici pe departe atât de grea ca reparatul ceasurilor și domnul Morman avea dreptate. Îmi făcea plăcere și m-a ajutat ca cele 11 ore de lucru să treacă mai repede. Nu numai față de mine, ci față de toți muncitorii de la Philips, domnul Morman se purta amabil ca un frate mai mare și nu ca șeful unei echipe. Îl priveam cum se mișca fără încetare printre sutele de oameni pe care îi avea în subordine, sfătuind, încurajând, găsind o muncă mai ușor de făcut pentru cei stoviți și una mai grea pentru cei odihniți. Eram la fug de o lună când am aflat că fiul lui de 26 de ani fusese împușcat în lagăr în săptămâna în care eu și beții sosisem la fuct. Nu arătase nici urmă din această tragedie personală față de niciunul dintre noi. În primele săptămâni de lucru s-a oprit deseori la masa mea mai mult pentru a controla starea mea de spirit decât ceea ce făceam. Dar, uneori, ochii lui se plimbau pe rândul de comutatoare electrice din fața mea. Dragă doamnă ceasornicară! Nu-ți aduce aminte pentru cine lucrăm. Aceste radiori sunt pentru avioanele lor de luptă. Și rupea o sârmă din carcasă sau răsucea un tub mic al unui ansamblu. Acum lipește le greșit și nu atât de repede. Ai depășit cota unei zile și nu suntem încă la prânz. Prânzul ar fi fost cel mai frumos timp dacă l-aș fi petrecut cu beții. Totuși, muncitorilor de la Philips nu li se dădea voie să părăsească fabrica până la ora șase când se sfârșea ziua de lucru. Prizonierii din detașamentul de la bucătărie aduceau în găleți mari fiertură făcută din ovăz și mazăre, fără gust, dar hrănitoare. Recent fusese o reducere a raților. Cu toate acestea, mâncarea era încă bună și îndestulătoare, față de Sheveningen, unde la prânz nu primeam deloc de mâncare. După ce mâncam, eram liber pentru o jumătate de oră, să ne plimbăm prin lagăr la aer curat și în soarele strălucitor din Brabant. În cele mai multe zile găseam un loc lângă gard și mă întindeam pe pământul cald ca să dorm pentru că zilele începeau odată cu apelul de la ora 5 dimineața. Parfumuri dulci de vară veneau aduse de adierile de vânt de la fermele din jurul lagărului. Uneori mă visam cu carel, plimbându-ne mână în mână pe o potecă de țară. La ora șase seara era alt apel nominal și apoi mergeam înapoi spre barăcile noastre. Beții stătea întotdeauna în ușa barăcii așteptându-mă. Fiecare seară era ca și când ar fi trecut o săptămână întreagă. Atât de multe aveam să ne povestim. Băiatul acela belgian și fata, care stau pe banca alăturată, s-au logodit astăzi. Doamna Herma, a care nepoată a fost dusă în Germania, m-a lăsat să mă rog împreună cu ea. Într-o zi, veștile lui Beții ne-au afectat în mod direct. O femeie din Ermelo a fost transferată astăzi la detașamentul de cusut. Când m-am prezentat, mi-a spus alta. Ce-a vrut să spună? Cori, ți-aduce aminte în ziua în care ai fost arestat, a venit un bărbat la magazin. Erai bolnavă și a trebuit să te trezesc. Îmi aminteam foarte bine. Mi-am adus aminte de ochii rătăcitori, de stingerea pe care o simțeam în stomac și care nu se datora numai febrei. Aparent, toată lumea din Ermelo îl cunoștea. A lucrat cu gestapol din prima zi de ocupație a raportat doi frați ai acestei femei care făceau parte din rezistență, apoi pe ea și pe soțul ei. Când cei din Ermelo și-au dat seama cine este, a venit la Harlem și s-a unit cu Vilemse și Captain. Numele lui era Ian Fogel. În inima mea s-a aprins parcă niște flăcări care ardeau în jurul acestui nume. M-am gândit la ultimele ore ale tatei, singur și pierdut pe un coridor de spital, la lucrarea secretă care s-a oprit brusc. M-am gândit la Marii Italii, arestată în timp ce mergea pe stradă. Și știam că dacă Ian Fogel ar fi stat atunci în fața mea, l-aș fi ucis. Beții a luat săculețul din pânză de sub lucrurile ei și mi l-a întins, dar am clătinat din cap. Beții păstra Biblia în timpul zilei pentru că avea mai mult timp decât mine ca să citească și să învețe din ea, eu mergeam la barăcile Philips. Serile organizam întâlniri de rugăciune clandestină pentru atâtea femei câte se puteau aduna în jurul patului nostru de cazarmă. Beți, vei conduce tu în această seară rugăciunile, pe mine mă doare capul. Era mai mult decât o durere de cap, mă durea totul, odată cu violența sentimentelor mele față de omul care făcuse atâta rău. În noaptea aceea nu am dormit, și în ziua următoare abia dacă am auzit conversația din jurul meu. La sfârșitul săptămânii am ajuns la o asemenea stare a trupului și a duhului, încât domnul Morman s-a oprit la banca mea pentru ca să mă întrebe dacă ceva nu era în regulă. În regulă? Sigur că nu este în regulă. Și m-am avântat în povestirea pe care am aflat-o în acea dimineață. Eram mult prea nerăbdătoare să-i spun domnului Morman și întregi Olande cum și-a trădat Ian Fogel țara. Cea care mă nedumerea tot timpul era beții. Ea suferise ca și mine și totuși nu părea să poarte vreo urmă de mânie. Beții, am șoptit într-o noapte, observând că nu a dormit ea. Eram trei acum care împărțeam priciul acesta deoarece lagărul aglomerat primea în fiecare zi alți prizonieri. Beții, tu nu simți nimic față de Ian Fogel, nu te deranjează. oh, ba Cori, teribil. Mi-a fost milă de el când am aflat și mă rog pentru el de câte ori îmi vine în minte numele lui. Cât de îngrozitor trebuie să sufere. Mult timp am stat tăcută în baraca plină de zgomotul oftaturilor, sforăiturilor și mișcărilor a sute de femei. Am avut încă o dată impresia că această sora mea, cu care mi-am petrecut toată viața, aparținea oarecum unui alt tip de ființe umane. Dorea să îmi spună, în felul ei blând, că și eu eram la fel de vinovată ca Ian Fogel? Stăteam atât eu cât și el în fața unui Dumnezeu atotștiutor condamnați de același păcat al crimei? Pentru că eu l-am ucis cu inima și cu limba mea. Doamne Iisuse! Am șoptit cu fața în salteaua din pânză. Îl iert pe Ian Fogel și te rog să mă ierți. I-am făcut mult rău. Te rog să-l binecuvintezi acum pe el și familia lui. Pentru prima dată în acea noapte, de când am aflat că trădătorul nostru are un nume, am adormit adânc și fără vise, până când fluieratul ne-a avertizat că sosise ora apelului nominal. Zilele la foc erau un amestec de bine și rău. Apelurile de dimineață erau deseori chinuitori de lungi. Dacă cea mai mică regulă era încălcată, de exemplu un prizonier întârzia seara, toată baraca era pedepsită cu un apel la ora 4 dimineața sau chiar la ora 3 și jumătate. Stăteam în poziție de drept până când ne durea spatele și picioarele ne amorțeau dar aerul de vară era cald și plin de viață datorită păsărilor care ciripeau din zorii zilei. Treptat, la est, un răsărit roz galben lumina cerul din Brabant, în timp ce beții și cu mine ne strângeam mâinile cu o teamă respectoasă. La ora cinci și jumătate primeam pâinea neagră și, așa zisa cafea, amară și neagră, după care ne așezam în coloane pregătite pentru diferite detașamente de lucru. Așteptam cu nerăbdare această plimbare spre fabrica Philips. Drumul trecea pe lângă o pădure mică, despărțită numai printr-o rolă de sârmă ghimpată, de lumea strălucitoare a picăturilor de rouă. Drumul continua pe lângă lagărul bărbaților și multe din grupul nostru se străduiau să identifice un soț sau un fiu printre rândurile de bărbați rași pe cap și goi. Acesta era un alt paradox la fuct. În fiecare zi eram recunoscătoare că puteam fi din nou printre oameni. Dar nu mi-am dat seama cât am fost izolată, că avea tovarăși înseamnă să ai parte și de durerile lor. Noi toate sufeream cu femeile ale căror bărbați erau în lagăr. Disciplina în secțiunea bărbaților era mult mai aspră decât în cea a femeilor. Execuțiile erau frecvente. Aproape în fiecare zi o salvă de împușcături ne făcea să șoptim îngrozite. Cât sunt de data aceasta? Cine sunt? Flor, femeia ce lucra lângă mine la comutatoarele electrice, era o comunistă înverșunată. Ea și soțul ei reușiseră să-și ducă cei doi copii mici la niște prieteni înainte de a fi arestați. Dar toată ziua se gândea la ei și la domnul Flor, care avea tuberculoză. El lucra în echipa care făcea funii, în lagărul vecin cu cel de la Filip, și în fiecare după-amiază reușeau să schimbe câteva cuvinte prin gardul de sârmă ghimpată care separa cele două terenuri. Deși aștepta cel de-al treilea copil în septembrie, nu mânca niciodată rația de pâine de dimineață, ci o dădea soțului ei prin gard. Era foarte slabă pentru o viitoare mamă. Și de câteva ori i-am adus din pâinea mea de la micul dejun. Dar și aceasta era pusă deoparte pentru domnul Flor. Și totuși, în ciuda tristeții și grijii de care toți care eram în locul acela aveau parte, era și veselie în barăcile de la Philips. Cineva imita un locotenent pompos și lăudăros. Un cântec trecea de la bancă la bancă până când Nori groși! Nori groși! Semnalul putea să vină de la oricare din băncile de lângă ferestre. Barăcile fabricii erau așezate în centrul marelui lagăr. Nu era nicio posibilitate ca cineva din personalul lagărului să se apropie fără să treacă prin acest spațiu deschis. De îndată se umplea fiecare bancă, și singurul sunet care se auzea era cel produs de piesele de radio. Într-o dimineață, în timp ce se mai auzeau încă cuvintele codificate de-a lungul magaziei, a intrat pe ușă o supraveghetoare voinică. Ne-a privit furioasă. S-a înroșit de furie auzind încă parola nori groși. A strigat la noi un sfert de oră și apoi ne-a interzis să luăm în ziua aceea pauza de prânz în aer liber. După acest incident, am adoptat semnalul mult mai neutru, de 15%. Am ansamblat 15 cadrane. În timpul după amiezelor fierbinți, șotile și vorbitul încetau. Am zgâriat pe partea laterală a mesei numărul zilelor până la 1 septembrie. Nu era nimic oficial în legătură cu această dată. Doar o remarca domnului Flor că șase luni era termenul obișnuit de detenție pentru deligvenții care furaseră cartele de rații. Deci... Dacă acesta era termenul și dacă au inclus și perioada de la Scheveningen, 1 septembrie putea fi data eliberării noastre. Cori, nu spera, nu suntem sigure. M-a avertizat Beți într-o seară când am anunțat triumfător că jumătate din august trecuse. Aveam sentimentul că pentru Beții nu avea nicio importanță. M-am uitat la ea cum ședea pe priciul nostru înainte de stingere, și însăila o cusătură desfăcută a uniformei mele, așa cum făcea desior și acasă la lumina lămpii din sufragerie. Chiar prin modul în care ședea, Beți evoca un scaun cu spătar înalt, având la picioare un covor, în locul șirului nesfârșit de priciuri metalice și a goale din lemn de pin. În prima săptămână își cususe niște copci în plus la gâtul uniformei astfel încât să-și poată ridica gulerul înalt în jurul gâtului. Părea la fel de mulțumită să citească Biblia aici la fuct celor care nu au niciodată despre ea ca atunci când servea supă celor înfometați pe holul de la Beje. Cât despre mine, așteptam hotărât în inima mea ziua de 1 septembrie. Și apoi, deodată, se părea că nu mai avem de așteptat atât de mult. Se zvonea că detașamentul prințesa Irene era în Franța și se îndrepta spre Belgia. Detașamentul făcea parte din forțele olandeze care se refugiaseră în Anglia în timpul războiului de cinci zile. Acum mergea să recupereze ceea ce îi aparținea. Gărzile erau tensionate. Apelul nominal era o agonie. Cei bătrâni și bolnavi care ajungeau cu greu la locurile lor erau bătuți fără milă până și comandoul lămpilor roșii a fost pedepsit. Aceste femei tinere erau de obicei un grup favorit de prizoniere. Prostituatele, mai ales cele din Amsterdam, erau în închisoare nu din cauza profesiei lor, care era ridicată la rangul de datorie patriotică, ci pentru că infectaseră soldații germani. De obicei, cu bărbații gardieni erau curajoase și vesele. Acum până și ele trebuiau să stea ore întregi în poziție de drepți fără să se miște. Sunetul plutonului de tragere se auzea din ce în ce mai des. Într-o zi, pe când sunetul clopotului anunța sfârșitul pauzei de masă, doamna Flor nu a mai apărut lângă mine pe bancă. Întotdeauna am trebuia ceva timp pentru ca ochii mei să se obișnuiască cu obscuritatea fabricii după strălucirea soarelui de afară. Numai după un timp mi-am dat seama că bucata de pâine neagră era încă la locul ei pe bancă. Nu mai avea cui să o dea. Soțul ei murise. Și așa, între speranță și teroare, așteptam să treacă zilele. Zvonurile erau tot ce ne mai ținea în viață. Detașamentul trecuse granița olandeză. Detașamentul fusese distrus. De fapt, detașamentul nu aterizase niciodată. Femeile care nu luase răparte la serviciul de rugăciuni șoptite din jurul priciului nostru se strângeau tot mai aproape, cerând să le spunem semne și prezicere ale Bibliei. În dimineața zilei de 1 septembrie, doamna Flor a dat naștere unei fetițe. Copilul a trăit patru ore. Câteva zile mai târziu ne-am trezit în sunetul unei explozii. Cu mult timp înainte de semnalul apelului nominal, toate barăcile au fost în picioare și ne întrebam ce este. Erau bombe? Foc de artilerie? Cu siguranță, detașamentul a ajuns în brabant. Chiar azi trebuia să ajungă în fuct. Privirile înfiorătoare și amenințătoare ale gardienilor nu ne-au intimidat deloc. Gândul fiecăruia zbura spre casă, și la primul lucru pe care îl va face când va ajunge acolo. Cred că au murit toate florile, a spus Betsy, dar vom lua câteva de la noli și vom spăla și geamurile să poată intra soarele. La fabrica Philips, domnul Morman a încercat să ne calmeze. Nu sunt bombe, a spus el, și nici arme. Este o lucrare de demolare. Nemții, probabil că aruncă podurile în aer. Înseamnă că așteaptă un atac, nu că sunt aici. S-ar putea să nu ajungă în câteva săptămâni. Acest lucru ne-a deprimat puțin, dar în timp ce rafalele se auzeau din ce în ce mai aproape, nimic nu putea să ne stingă speranța. Acum erau atât de aproape încât ne dureau urechile. Deschideți gura, striga domnul Morman. Țineți gura deschisă și vă veți proteja urechile. Prânzul l-am primit înăuntru cu ușile și geamurile închise. Am lucrat încă o oră sau ședeam pe băncile noastre fără ca nimeni să poată lucra, când a venit ordinul să ne întoarcem la dormitoarele noastre. Femeile și-au îmbrățișat cu repeziciune soții și iubiții care lucrau cu ele la Philips. m mă aștepta în fața barăcilor. Cori, a venit detașamentul? Suntem libere?" Nu, nu încă," Nu știu. O, oh, Beți, de ce mi este atât de frică? Difuzorul din lagărul bărbaților a dat semnalul pentru apelul nominal. Aici nu s-a dat niciun semnal și ne mișcam fără țintă, ascultând cu înfiorare ceea ce urma. La difuzorul bărbaților se citeau nume, deși era prea departe ca să le putem distinge. Și deodată o teamă nebună a cuprins mulțimea femeilor. O linie de moarte s-a lăsat de-o parte și de alta marelui lagăr. Difuzorul a tăcut. Am schimbat priviri fără să vorbim. Ne era frică și să respirăm. Atunci focul armelor a spintecat aerul. În jurul nostru femeile au început să plângă. A doua rafală, a treia. Execuțiile au continuat timp de două ore. Cineva număra. Mai mult de 700 de bărbați au fost uciși în acea zi. S-a dormit puțin în noaptea aceea în barăcile noastre și în dimineața următoare nu a avut loc niciun apel nominal. În jurul orei șase dimineața ni s-a ordonat să ne adunăm lucrurile personale. Beții și cu mine ne-am pus lucrurile pe care le aveam în fețele de pernă de la Sheveningen, periuțe de dinți, ace și ață, o sticlă mică de ulei, davitamon, ce o primisem într-un pachet de la Crucea Roșie, puloverul albastru al lui Noli, singurul lucru pe care îl adusesem cu noi când părăsisem lagărul de carantină cu 10 săptămâni în urmă. Am luat Biblia din bagajul lui Beții, am pus în săculețul ei și apoi la mine. Am mers pe un câmp unde soldații descărcau pături din niște camioane deschise. În timp ce coloana noastră înainta, Beții și cu mine am primit două pături noi, frumoase și moi. A mea era albă cu dungi albastre, iar a lui Beții era albă cu dungi roșii. Cu siguranță fuseseră ale unei familii înstărite. Pe la prânz începu evacuarea lagărului. Mergând pe străzile galbe cenușii, am trecut pe lângă buncăre prin labirintul de lagăre împreșmuite cu sârmă ghimpată. În sfârșit am ajuns în pădure pe drumul pietros și murdar pe care ne împiedicasem în noaptea cea ploioasă de iunie. Beții s-a sprijinit greoi de brațul meu. Respirația-i devenise greoaie ca de fiecare dată când trebuia să umble mult. Mergi, șnel, mai repede! Mi-am pus brațul în jurul umerilor ei și am dus-o astfel ultimul sfert de kilometru. În sfârșit, drumul s-a terminat și ne-am aliniat mii de femei cu fața la singura linie de cale ferată atingând cu vârfurile picioarelor călcâiele celor din față. Mai încolo era și grupul bărbaților, dar era imposibil să recunoști pe cineva printre capetele lucioase care străluceau în soarele de toamnă. La început am crezut că trenul nostru nu sosise încă. Apoi mi-am dat seama că aceste vagoane de marfă care stăteau pe linii erau pentru noi. Bărbații au primit ordin să se urce în vagoanele înalte. Nu puteam vedea locomotiva, ci numai acest șir lung de vagoane mici și înalte ca niște cuști, care se întindea de o parte și de alta cu mitralierele montate din loc în loc. Soldații mergeau de-a lungul liniei și se oprea la fiecare vagon pentru a deschide ușile culisante și grele. În fața noastră apăru o gaură neagră. Femeile au început să se înghesuie spre vagon. Cu păturile și fețele de pernă în mâini, am fost împinse împreună cu celelalte. Respirația lui Beție era încă greoaie în urma mersului rapid. A trebuit să o ridic pentru ca să se urce în tren. La început nu am putut distinge nimic în vagon. Apoi în colț am văzut o formă neregulată și înaltă. Era o grămadă de felii de pâine neagră puse una peste alta. Deci urma o călătorie lungă. Micul vagon începu să se aglomereze. Eram împinse spre peretele din spate. Nu intrau decât 30 sau 40 de oameni, dar soldații mai urcau încă femei, înjurând și lovind cu armele. Din mijlocul vagonului se auzeau țipete, iar presiunea creștea. După ce în vagon au fost împachetate astfel 80 de femei, ușa s-a închis cu zgomot și s-au tras zăvoarele. Femeile plângeau, și multe erau neputincioase, dar rămăseseră în picioare pentru că era înghesuială și nu aveai unde să șezi. Când ne-am dat seama că cele care erau la mijloc se puteau sufoca sau muri din cauza înghesuielii, ne-a venit o idee. Ne-am așezat una după alta ca o echipă la sanie și am reușit să ne așezăm pe podea. Știi pentru ce sunt mulțumitoare? Vocea blândă a lui Beții m-a făcut să tresar în acea nebunie. Sunt mulțumitoare că tata este astăzi în cer. Tata, da. O, tată, cât aș fi plâns pentru tine. Soarele cald bătea pe acoperiș. Trenul nu se puse în mișcare. Temperatura crescut și aerul deveni respingător. Cineva de lângă mine scobia cu un cui în peretele vechi al vagonului. În sfârșit a reușit. A început să facă gaura mai largă. Celelalte care erau lângă pereții vagonului au preluat ideea și, într-o clipă, au început să circule adieri de aer de afară. Stăteam cu rândul la aer. Am stat acolo câteva ore. Apoi, trenul a pornit cu o zdruncinătură. În același moment s-a oprit din nou. Apoi, a început să se târâie înainte. Restul zilei și o parte din noapte a fost la fel opriri, porniri, izbituri și zguduituri. Odată, când a venit rândul meu la gaura pentru aer, am văzut la lumina lunii un mecanic de tren care ducea o bucată de șină răsucită. Cred că liniile din fața noastră fusese rădistruse. Poate nu vor fi în stare să le repare. Poate vom fi încă în Olanda când va veni eliberarea. Fruntea lui Beții, sprijinită de mâna mea, era fierbinte. Fata de la lampioanele roșii s-a tras mai în spate pentru ca beții să poată sta aproape culcat în poala mea. Și eu moțuiam din când în când pe umărul fetei prietenoase care stătea în spatele nostru. Odată am visat că era furtună. Am auzit grindina care lovea geamul camerei din fața mătușii Ian. Am deschis ochii. Era într-adevăr grindină. Auzeam cum lovește vagonul. Toată lumea era trează și vorbea. O altă furtună cu grindină. Și apoi am auzit o rafală de mitralieră care venea de pe acoperișul trenului. Sunt gloanțe! a strigat cineva. Atacă trenul! Am auzit din nou acel sunet asemănător cu cel al unei pietricele mici care lovesc peretele, și din nou au răspuns mitralierele. Oare a ajuns în sfârșit detașamentul la noi? Tragerile s-au oprit. Timp de o oră trenul a stat nemișcat. Apoi a început să se târie încet înainte. În zori, cineva a strigat că am trecut granița în dreptul orașului Emerich. Ajunsesem în Germania.